Acea Domnului nostru Isus să fie lăsată peste noi în această seară. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că am ajuns cu bine în mijlocul adunării dumneavoastră. Am venit cu bucurie și cu plăcere în Biserica Filadelfia din Timișoara, față de care Biserica Emanuel din Sibiu are un mare respect și față de care, prin slujitorii dumneavoastră, se găsește îndatorat. Uh, mă bucur să revăd pe fratele Mihai, pe fratele Tavi, uh, salut pe fratele Crașovan, uh, îi purtăm un mare respect, Domnul să-l binecuvânteze și pe dumnealui în slujirea la care se găsește în această seară. Știu tot. Nu? Pentru seara aceasta, aducându-vă salutări din partea Bisericii din Sibiu și din partea colegilor profesori și studenții de la Institutul Teologic pentru din din București, Mă invit să deschidem Cuvântul Domnului și să citim din Cartea Iov câteva versete, începând cu capitolul 1, versetul 13. Cu îngăduința dumneavoastră, să stăm împreună ridicați. Într-o anumită zi, pe când fiii și fiicele lui Iov mâncau și beau vin în casa fratelui lor cel întâi născut, a venit la Iov un sol care a zis, boii arau și măgărițele pășteau lângă ei și s-au runcat niște sabieni asupra lor, i-a luat și au trecut pe slujitor prin ascuțișul sabiei. Numai eu am scăpat ca să-ți dau de știre. Pe când vorbea el încă, a venit un altul și a zis, Focul lui Dumnezeu a căzut din cer și a aprins oile și pe slujitorii tăi și i ars de tot. Numai eu am scăpat ca să-ți dau de Pe când vorbea el încă, a venit un altul și a zis, niște haldeeni înșirați în trei cete s-au aruncat asupra cămilelor, le-au luat și au trecut pe slujitor prin ascuțișul sabiei. Numai eu am scăpat ca să-ți dau de pe când vorbea el încă, a venit un altul și a zis, Fiii tăi și fiicele tale mâncau și beau vin în casa fratelui lor întâi născut. Și deodată a venit un vânt mare din încolo de pustiu și a izbit în cele patru colțuri ale casei. Casa s-a prăbușit peste tineri și au murit. Și am scăpat numai eu ca să-ți dau de știre. Atunci Iov s-a sculat și a sfâșiat mantaua și și-a tuns capul Apoi aruncându-se la pământ, s-a închinat și a zis: Gol am ieșit din pântecele mamei mele și gol mă voi întoarce în sânul pământului. Domnul a dat și Domnul a luat binecuvântat să fie în numele Domnului. În toate acestea, Iov n-a păcătuit deloc și n-a vorbit nimic necuvincios împotriva lui Dumnezeu. Amin. Vă păi invit să vă reașezați. în această seară, rânduită de Dumnezeu pentru noi, am pe inimă să ne apropiem de o temă biblică, un cuvânt de învățătură, care aduce în atenția noastră o problematică sensibilă, care în același timp e parte a experienței noastre de credință, a experienței noastre de viață. Cu toții mărturisim că Dumnezeu ascultă rugăciunile, cu toții mărturisim că Dumnezeu face miracole, mulți dintre noi în familiile noastre am avut parte de asemenea răspunsuri miraculoase date de Dumnezeu rugăciunilor noastre. Cu toate acestea, fiecare dintre noi știm în adâncul inimii noastre că sunt situații, circunstanțe în care fără ca noi să avem vreo explicație, cu toate că ne-am rugat și am postit, și nu numai noi, și alții împreună cu noi, totuși, Dumnezeu alege să facă altfel decât ne dorim noi și decât ne rugăm și credem noi. El, în fața rugăciunilor pe care îi le aducem, decide să răspundă cu nu sau, câteodată, și mai greu decât răspunsul nu. Este să se așeze peste noi o tăcere pe care să nu știm cum să o interpretăm. E da, e nu, ce am de făcut și cu cât tăcerea aceea este mai lungă, cu atât situația devine mai dificilă. Tema de care ne apropiem este ce poți să faci atunci când Dumnezeu nu îți răspunde rugăciunii. Ce poți să faci atunci când Dumnezeu nu te ascultă? Am citit despre Iov, despre o împrejurare din viața acestui om. Mulți oameni au trecut și trec prin necazuri, dar, așa cum este descrisă situația în pasajul citit de noi, parcă ne vine greu să uh, găsim ceva asemănător. Într-o singură zi, în viața acestui om, necazurile au venit unul după altul. Cuvântul ne spune că. În aceeași zi și-a pierdut proprietățile, și-a pierdut slujitorii, oamenii, și-a pierdut casa, care s-a dărâmat și ea peste copii, și-a pierdut copiii. Asta a fost cea mai grea lovitură. Un pic mai târziu își va pierde sănătatea, o boală grea urma să îl lovească. Ceva mai târziu își va pierde susținerea prietenilor apropiați. Cei trei, patru, la urmă se vor pune împotriva lui, și un pic mai încolo își va pierde sprijinul soției, care, necăjită pe situația insuportabilă în care se găsea Iov, i-a sugerat o ieșire. Blastă-mă pe Dumnezeu și, făcând așa, îl vei provoca, te va lovi, vei muri și vei scăpa. O situație de viață extrem de complexă. Uh, mesajul din seara aceasta l-am intitulat Îndurând insuportabilul Acum, nu avem noi necazuri ca ale Iov Avem necazuri ca ale noastre uh, Mi-am dat seama în cursul timpului Deși nu sunt eu cel mai în vârstă dintre dumneavoastră Dar să știți că nu ești cel mai tânăr nu? Am crezut despre mine că sunt tânăr Și încă mai cred așa în sufletul meu asta Dar în vara asta un polițist m-a contrazis am avut uh, un mic eveniment rutier, și, făcând formele care se fac cu ocazia unor asemenea evenimente, a trebuit să-i dau buletin. S-a uitat pe buletin și la mine apoi și mi-a zis, domnul Brie, constat că sunteți născut dintr-un an cu mama. N-am <laughs> uh, fiu ce să zic. <laughs> M-am repliat rapid și am spus, domnul polițist, aveți o mamă tânără. <laughs> În anii care au trecut, mi-am dat seama că nu este bine să compari necazul tău cu necazul altuia. nu e bine. Ce pare pentru cineva suportabil din afară, este realmente insuportabil dinăuntru. nu e bine să compari necazul tău cu altuia, spunând că al tău e mai mare, că al lui e mai mic, că Dumnezeu le rânduiește fiecăruia după putere. Și nu îngăduie peste puteri. Ce pot să faci atunci când dăm de asemenea situații? Vă sugerez, în lumina cuvântului scripturi, împletind cu, împletit cu experiențele de viață, următoarele soluții. În ani, mărturisesc în fața dumneavoastră, am avut parte de multe experiențe miraculoase. Dau Domnului slavă pentru ele. Am ales să nu vă împărtășesc în această seară niciuna, deși au fost multe. Au fost însă mai multe, a zice, din acelea în dreptul cărora Dumnezeu a ales să spună nu. Efectiv, n-am făcut cum ne-am rugat, cum am postit, cum am cerut și cum ne-am așteptat să se întâmple. Ce e de făcut când ajungi în zona insuportabilului? Primul lucru care cred că, pe care cred că trebuie să-l facem este să continuăm să ne rugăm lui Dumnezeu să schimbe situația în care ne găsim. Acest lucru rămâne. Orice s-ar întâmpla, asta rămâne. Continuă să te rogi lui Dumnezeu să intervină, să schimbe situația. Dumnezeu este Dumnezeul minunilor. El intervine cu puterea sa binecuvântat să fie în numele Lui. Necazul pe care îl observ este că nouă oamenilor ne place și ne atrage o imagine triumfalistă. Ne place să creionăm o imagine triumfalistă asupra relației noastre cu Dumnezeu. În povestirile noastre ne-ar place ca Dumnezeu să fie mai mare decât știm noi că a fost. Am văzut asta la oameni. Când relatează o lucrare a lui Dumnezeu. Ar, că ar fi mai frumoasă să accentuezi ceva altfel. Vorba din popor, o poveste povestită și repovestită, nu se face mai scurt. De această tendință e cu minte să ne ferim. Și când avem în viață biruințe, și când intervine Dumnezeu cu miracol, e bine să ne bucurăm cu cumpăt. Și să nu uităm că lângă noi pot fi oameni. Care trec exact prin situația în care am trecut noi, și pe ei Dumnezeu nu i-a ajutat. Noi am avut o situație, mama, din partea soției, s-a îmbolnăvit, am găsit-o căzută în casă. După 8 zile de stat la spital cu două intervenții chirurgicale, Dumnezeu a chemat-o acasă, 52 de ani. Tot în adunare, o altă familie a mărturisit cum Dumnezeu lor le-a ascultat rugăciunea și, în urma rugăciunii făcută cu ungere lemn, Dumnezeu a făcut minune de vindecare. Vă mărturisesc că soției mele i-a venit foarte greu să se bucure de bucuria celorlalți. Pentru că nu puteam face față întrebării pe noi de ce nu ne-a ascultat. Ce n-a fost bine la noi? De aceea zic, când te bucuri de o biruință, bucură-te cu cumpăt și ferește-te să creonezi o imagine triumfalistă, că viața are și alte nuanțe. Poi mâine o să vezi și alte nuanțe. Și poi mâine poate să însemne peste mulți ani, să dea Dumnezeu să nu fie niciodată. Deci, ne rugăm lui Dumnezeu să vină miracolul. Dar ce faci dacă nu vine? Eu am reținut și mi-am dat seama că face bine vieții de credință să ne rugăm lui Dumnezeu, dar nu cu încăpățânarea celui care nu știe să accepte realitatea. Să ne rugăm lui Dumnezeu cum s-a rugat Pavel. Doamne, i-am țepușul din trup. Avea o apăsare grea. Dumnezeu a zis, nu, harul meu ți este unde a ajuns? la care Pavel a revenit în rugăciune, s-a rugat a doua oară, cerând lui Dumnezeu să-i fie ridicat sepușul din corp. Răspunsul Domnului a fost același, îți ajunge harul meu, la care Pavel revine a treia oară, Pavel a înțeles din prima, a înțeles foarte bine, dar a revenit a treia oară cu aceeași cerere, ca Dumnezeu să-i spune și a treia oară, harul meu îți este îndeajuns, puterea mea se arată desepășită în slăbiciune. După momentul acesta, apostolul Pavel a închis dosarul. Nu găsim că s-ar fi, fi rugat și a patra oară. A închis dosarul. Și a pus problema în mâinile lui Dumnezeu și a acceptat să se ducă pe drumul cel mai greu. După acest model, sau mai înainte, Pavel s-a dus după modelul Domnului Isus, s-a rugat și Domnul Isus în Ghețimani. Amintiți-vă că și el s-a rugat de trei ori. A Dumnezeu să vină miracolul, miracolul uh, n-a venit, Doamne, dacă e cu putință, depărtează de la mine paharul acesta. Facă-se totuși nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Uh, și în situația aceasta a Domnului nostru Isus, se observă principiul s-a rugat de trei ori și după ce s-a rugat a treia oară, a acceptat să meargă pe drumul cel greu. De aici se desprinde o învățătură. Când ai de o situație dificilă, te rogi lui Dumnezeu să intervină. Se pare că nu vrea să intervină. Te mai rogi odată. Te mai rogi odată. Dacă după trei rugăciuni, care pot fi etape de rugăciune, nu neapărat o rugăciune dimineața, una la mează și una seara, pot fi momente, etape, lupte în rugăciune, dacă în urmă realizezi că planul lui Dumnezeu pentru tine este să rămâi în zona insuportabilului, atunci cel mai cuminte lucru pe care îl poți face este să închizi dosar. Nu-l abandonăm de tot, îl punem, eu așa îmi imaginez, ca pe un raft în prezența lui Dumnezeu, cum ar fi așa într-un secretariat acolo cu dosare. Îl pun acolo și spun Domnului așa, Doamne, dacă vrei vreodată în speța aceasta să-ți aduci aminte de mine, știi unde să mă găsești. În ce mă privește, te ascult și mă duc pe drumul cel mai greu. Ce altceva ai putea să faci? Ai varianta să te răzvrătești. Ai varianta să zici, nu-i corect. Ce se întâmplă cu mine, nu-i corect. Dumnezeu nu-i drept. Și dacă faci așa, crezi că o să-ți fie mai așa crucea? O să constați că te va năpădi amărăciunea. Că vei ajunge în depresie. Căriști să-ți pierzi credința. E mai înțelept să închizi dosarul. Nu să te, te pe jos ca un copil mic și să-ți accepti starea mizând pe înțelepciunea lui Dumnezeu. Și nu uita, Dumnezeu face surprize. Își poate aduce aminte de tine când nici nu te gândești. Dar dosarul stă acolo unde e și tu îți continui viața pe drumul cruci. Așa am învățat să facem în față insuportabilului. Și nu ne-a scutit Dumnezeu de acestea. În al doilea rând, Ajuns în zona aceasta insuportabilului, trebuie să ne cercetăm viața să, cu, cu un obiectiv. Cu obiectivul de a vedea dacă nu cumva intervenția miraculoasă a lui Dumnezeu este blocată de comiterea vreunui păcat. Ori de câte ori ajungem în situația în care Dumnezeu nu răspunde rugăciunii noastre, E posibil ca răspunsul lui Dumnezeu să fie blocat de cine știe ce greșeală, păcat în care am căzut. Biblia ne spune că au fost oameni în dreptul cărora Dumnezeu n-a răspuns până când lucrurile acelea au fost îndreptate, au fost corectate. Nu e nevoie să dovedim din Scriptură că lucrurile stau așa. E suficient să ne aducem aminte de un verset. Numâna mea, zice Domnul, este prea scurtă, nici urechea mea nu e prea tare ca să audă rugăciunile voastre, ci păcatele voastre pun un zid de despărțire între voi și Dumnezeu și îl împiedică să vă asculte rugăciunile. Ajungând în situația asta, dai de un ecaz, aștepți minunea lui Dumnezeu. Ea nu vine. E cu minte să te cercetezi, să-ți pui viața în rânduială. E cu să-ți analizezi inima, să-ți analizezi familia, să vii la Dumnezeu cu căință, cu mărturisire, să faci îndreptări. În felul acesta vei pregăti un drum pentru Dumnezeu. Acum aici îngăduiți-mi să fac o precizare. Această cercetare, stimați frați, avem dreptul să o facem doar cu noi înșide și în dreptul familiilor noastre. Nu trebuie să analizez starea altuia și viața altuia. Când dă necazul peste câte cineva, noi oamenii știm din ce pricine pățește, cine ce pățește. Avem răspunsurile în vârful degetului mic, în degetul mare. Arătăm cu el așa și zicem cu tare și cu tare și cu tare a făcut asta și a făcut asta. Amintiți-vă de Iov. Prietenii lui au venit și l-au căutat. Căutându-l, l-au sfătuit. Și în sfaturile pe care prietenii lui Iov le-au dat, cei trei, primii trei, i-au mers pe o logică simplă. Iov, Dumnezeu este drept. Oamenii sunt păcătoși. Dumnezeu îi pedepsește pe oameni pentru păcatele lor. Și pe pedepsa lui Dumnezeu aduce în viața lor necazuri ca acesta în care te găsești tu. Și tu ai păcătuit, ar fi bine să te căie, să te întorci la Dumnezeu și poate că îți va da îndurare. La care Iov răspundea, dar n-am făcut nimic la care venea următorul prieten și spunea, ai făcut, de, ai uitat. Și în argumentația lor insistau exact pe aceeași cale, ca și primul, așa a făcut și al doilea, și al treilea, ca la urmă de tot să se ridice Elihu, a cărui pledoarie a fost ceva în genul. Suferința omenească poate să aibă și alte explicații și rațiuni diferite de greșeli și de păcate în care respectivul om ar fi putut cădea. Pot fi cauze ale suferinței neînțelese de noi. Asta a fost poziția lui Iov, lui Elihu. Elihu, care a zis cam așa, să lăsăm această întrebare de unde vine suferința lui Iov fără răspuns. Să acceptăm că nu știm. O fi în inima lui Dumnezeu rațiuni pe care noi oamenii nu le pricepem. Lui Dumnezeu i-a plăcut ce a zis Elihu. Mai târziu s-a dovedit că așa era. Și apoi ca să vedeți culmea ironiei, după ce Iov este reabilitat, după ce iese la ivială nevinovăția sa, Dumnezeu a vorbit prietenilor lui Iov și le-a zis așa, sunt supărat pe voi, l-ați apăsat pe robul meu Iov și o să vă iert cu o condiție, să se roage Iov pentru voi. Asta e ironie, Uite, acolo ajungi dacă te grăbești cu judecăți. Când ajungi în insuportabil, cere lui Dumnezeu un miracol, cercetează-ți viața să vezi dacă nu cumva e o piedică, o piedică între miracol și Dumnezeu și tine, și apoi, în al treilea rând, încredete în providența lui Dumnezeu. Dumnezeu, în puterea sa cea mare, controlează toate circunstanțele. David, persecutat fiind, se roagă, zicând așa: Ai milă de mine, Dumnezeule, ai milă de mine, căci în tine mi se încrede sufletul. La umbra aripilor tale caut loc de scăpare până vor trece nenorocirile. Eu stric către Dumnezeu, către cel preanalt, către Dumnezeu care lucrează pentru mine. Aici este. Către Dumnezeu care lucrează pentru mine. Prin providența lui Dumnezeu înțeleg că Dumnezeu țiese, potrivește, ține în armonie toate circunstanțele, tot ce se întâmplă, în așa fel încât controlându-le să lucreze binele nostru cel mai mare. Este providența lui Dumnezeu. Pe David, această providență a lui Dumnezeu l-a ținut în picioare în încercări teribile. Și pe Iosif l-a ținut în picioare această încredere. Târziu, după ce el a trecut biruitor prin aceste cazuri, ne spune cuvântul că dați pe față, frații lui au fost acum în fața lui, se temeau pentru securitatea vieții lor și Iosif i-a liniștit cu cuvintele. Negreșit v-ați gândit, voi v-ați gândit să-mi faceți rău. Dar Dumnezeu a schimbat răul în bine ca să împlinească ceea ce se vede azi și anume ca să scape viața unui popor în mare număr. Voi v-ați gândit să-mi faceți rău, a zis Iosif, dar Dumnezeu a schimbat rău în bine. Asta se numește providența lui Dumnezeu. Adevărul este, stimați, frați, că Dumnezeu este prea puternic ca să-i scape ceva de sub control, prea înțelept să greșească și prea bun ca să fie crud. Acceptând acest adevăr despre ce înseamnă și este Dumnezeu în viața noastră, necazul insuportabilul prin care treci, îți este mai ușor de dus. În al patrulea rând, numărăți bine cuvântările. Văd că dumneavoastră m-ați primit cu mare căldură, în că nu știu dacă nu de la aceste reflectoare, dar o să mă descurc. <laughs> A, mulțumesc foarte frumos. <clears throat> în al patrulea rând, îndurând insuportabilul, insuportabilul, numărăți bine cuvântările. În psalmul 103 cu versetul 2 este scris Binecuvântează suflete pe Domnul și nu uita niciuna din binefacerile lui. Dacă vă uitați cu atenție la psalmul 103, veți observa că este psalmul vârstei a treia. Psalmistul, cel care a compus psalmul acesta, pare să se găsea la vârsta a treia. Veți spune, dar de unde știți? Chiar din psalm știu. La un moment dat, psalmistul spune așa, el îți satură de bunătăți, ce? Pătrădețea. El te face să întinerești ca vulturul. Păi tinerii nu au nevoie să întinerească, sunt tineri. Cei vârstnici pot întineri și aici ne se spune ca vulturul. Nu? Deci, pare să că autorul psalmului se găsește la vârsta a treia. Din punctul în care a ajuns, privind viitorul, perspectivele nu arată prea bine. Anii cei buni ai tinereței s-au dus. Perioada de activitate și de influență a rămas în urmă. Imaginați-vă că ar avea vârsta de 80 de ani și sănătatea, partea aia, a rămas în urmă. Ce mai rezervă viitorul? Salmistul spune că te ajută... În viață te ajută când ajungi în asemenea situații, când perspectivele nu arată prea bine, când viitorul nu arată prea bine, te ajută să faci față dacă te uiți un pic înapoi. Nu uita niciuna din binefacerile Domnului. Mașinile cu care umblăm au în față un parbriz mare și în dreapta și în stânga câte o oglindă. Alea nu spuse degeaba acolo. Prin alea ne uităm înapoi. Așa și aceste binecuvântări. În încercările vieții vom face mai bine față provocărilor dacă ne vom aduce aminte de binecuvântările lăsate de Dumnezeu în viața noastră. Adevărul e că nu putem ști ce va fi, dar putem memora, rememora ce a fost. În cheia aceasta v-aș îndemna să citim și ce găsim în Exodul 33. Moise se găsea cu poporul prin pustiu, urma să ajungă în Canaan, după o bucată de călătorie, oprit, a zis așa, până aici Dumnezeu ne-a ajutat. Și apoi s-a rugat lui Dumnezeu, spunând, Doamne, din locul acesta nu ne vom duce dacă nu vei fi cu noi. Arată-ne slava ta, fii cu noi. Dumnezeu a spus lui Moise, voi merge cu tine, voi trimite un înger în fața ta care te va însoți în călătorie și vei avea și vei fi biruitor. Moise s-a rugat zicând, Doamne, arată-mi slava ta. Arată-mi, Doamne, slava ta. Dumnezeu i-a vorbit despre felul în care va lucra în viitor și acum Moise, omul lui Dumnezeu, cere, arată-mi, Doamne, slava ta. Eu aș citi această rugăciune cam așa. Arată-mi, Doamne, cum va arăta slava ta în viitorul nostru. Arată-ne felul în care vei răspunde, felul în care vei lucra cu noi în viitorul nostru. Arată-ne viitorul, într-un cuvânt. dă harul să vedem în față. La care răspunsul lui Dumnezeu a fost, nu, nimeni nu poate să-mi vadă fața. Te voi pune în crăpătură de stâncă, voi trece prin fața ta și vei vedea pe unde am călcat. Mă vei vedea pe la spate, adică vei vedea pe unde am trecut. Frații mei, viitorul nu-l știm, dar trecutul ne-l cunoaștem. Cum va lucra Dumnezeu în ecajul în care te găsești acum? Cum va soluționa problema cu care te confrunți acum? Nu știi. Dar îți poți aduce aminte cum a lucrat în trecut. Eram foarte tânăr și asupra mea a venit așa o stare de îngrijorare vreo în 20, 19, 20 de ani Mă frământam în perioada aceasta teribil, aceea teribilă cu privire la viitor. Ce va fi, cum va fi, voi reuși, nu voi reuși, unde voi sta, ce voi face. Gânduri și frământări ale anilor 20. Atât de tulburătoare a fost presiunea aceea asupra mea încât m-am îmbolnăvit. Mi-am revenit după o vreme de tratament și, în final, am decis să-mi pun viața în mâna lui Dumnezeu. M-am rugat lui Dumnezeu. Și am simțit că e bine să iau un pix și să scriu pe o foaie cum îmi imaginez eu să lucreze Dumnezeu în viața mea peste 10 ani. Și mi-am făcut eu așa un scenariu pe care l-am scris acolo. După ce l-am scris, m-am rugat, am pus în fața lui Dumnezeu toate și am zis, fă, Doamne, cum vrei, astea sunt visele mele. După ce au trecut cei 10 ani, revenind la visele de 10 ani în urmă, mi-am dat seama cât de naiv și de copil am fost. Dumnezeu era în viitorul meu, în următorii 10 ani, mult mai mare, avea răspunsuri mult mai mari decât eu bănuiam că va avea. Și am zis, nu, no, nu mai are rost să mă îngrijorez. Dumnezeu e în viitorul meu, Dumnezeu e acolo. Mă așteaptă și pe mine, El e acolo deja. Ei, ajuns la 30 de ani, a venit ispititorul și a zis, stai, până acum ți-am fost, să vezi ce te așteaptă de aici încolo. Și a zis, nu mă mai minți de data asta. Ce a fost Dumnezeu pentru mine în trecut, va fi pentru mine și în viitor. Când îi se zice, numărăți bine cuvântările, ideea e nu să le numărăm cum numără un contabil banii. Ideea e să le rememorăm și să le înțelegem rostul. Să descoperim în povestea lor un tipar, un model, un fel al lui Dumnezeu de a lucra. Necazurile de acum 5 ani au căpătat răspuns în urmă cu 4 ani. Problemele cu care te frământai 3 ani în urmă, după 2 ani au devenit, au fost rezolvate, iar acum de un an încoace, te bucuri de biruințe. Ceva în genul se va întâmpla și cu ce stă în față. Numără-ți bine cuvântările. În al cincilea rând, acceptă că sunt lucruri pe care nu le poți schimba. Adevărul e, stimați frați, că sunt situații de viață în dreptul cărora chiar nu avem ce să facem. Și cu cât realizăm că sunt situații care nu se vor schimba, pe care trebuie să le acceptăm așa cum sunt, cu cât vom realiza mai repede acest lucru, cu atât va fi mai bine pentru noi. Amintiți-vă de David, care în privința aceasta este bun exemplu. Scriptura ne spune că a avut un copil care s-a îmbolnăvit, s-a îmbolnăvit de moarte. David s-a rugat pentru sănătatea copilului. Faptele sunt scrise în 2 Samuel 12, de la versetul 16. David s-a rugat și a postit. Toată noaptea a stat culcat pe pământ. Bătrânii casei au stăruit de el să se scoale de la pământ, dar n-a voit și n-a voit și n-a mâncat nimic cu ei. Șapte zile a stat în stare aceasta. S-a rugat și a postit pentru viața copilului său. A șaptea zi, în ciuda rugăciunilor lui David și a său, a șaptea zi copilul a murit. Slujitorii lui David s-au temut să-i dea de veste că a murit copilul. Gândeau în ei zicând, dacă uh, trăind copilul n-a vrut să ne asculte când i-am vorbit, cum să îndrăznim să-i spunem a murit copilul? Are să se întristeze și mai mult. David a băgat de seamă că slujitorii vorbeau în șoaptă și din discuțiile lor a înțeles că băiatul a murit. El a întrebat, a murit copilul? Și au răspuns, a murit. Și acum vă rog să observați. Atunci David s-a sculat de la pământ, s-a spălat, s-a uns și a schimbat hainele, apoi s-a dus în casa Domnului și s-a închinat. Întorcându-se acasă, a cerut să-i se dea să mănânce și a mâncat slujitorii au rămas tulburați. I-au zis, ce înseamnă ce faci? Când trăia copilul, posteai și plângeai, iar acum când a murit copilul, te scoli și mănânci. Nimeni nu face așa. Tu de ce faci așa? Și auziți. El a răspuns. Când trăia copilul, posteam și plângeam, că ziceam, cine știe dacă nu se va îndura Domnul de mine și dacă nu va trăi copilul. Acum când a murit, pentru ce să mai postesc? Pot eu să-l întorc în viață? Eu mă voi duce la el, dar el nu se va întoarce la mine. David a mângâiat pe nevastă sa, Batseba. Observați tăria de caracter a acestui om. El a realizat că sunt situații care nu se schimbă. Noi avem în adunarea noastră o familie. În familia aceasta s-a născut un băiat, primul băiat, cu ceva probleme de sănătate la picioare. Ne-am rugat pentru el și am postit. Au fost consultați medicii, au fost făcute intervenții chirurgicale, au fost cheltuiți bani și bani, au fost și promisiuni, câte, nu, și speranțe, că totul va fi bine. Ani au trecut, Emanuel este trecut de 23-24 de ani. Și tot pe cărucior. E o situație insuportabilă. Cum îi faci față? Răspunsul este simplu. Acceptă că sunt situații care nu se schimbă. Cu cât le vei accepta mai repede, cu atât te vei vindeca mai repede. Noi, când zic noi, mă refer la familia noastră, căsătorită noi este 99, ca orice familie ne-am dorit și noi să avem copii. N-a fost rândui de Dumnezeu să fie. Omenește, am făcut ce stătea în puterea oamenilor, consultat medici, câte n-am făcut. Dar n-a fost. Și ca să fie și mai mare cazul, am trecut și prin situații, eu cred cu tărie că Dumnezeu vorbește prin profeție. Vă pot mărturisi multe dintre profețiile pe care Dumnezeu le-a rânduit prin slujitorii lui în viața mea, în urma cărora am luat decizii care s-au adeverit a fi 100% în înțelepciunea lui Dumnezeu. E, dar ne-a trecut și printr-o situație complicată. A venit cineva și a zis, așa îți vorbește Domnul, la anul pe vremea aceasta o să ai un copil. Am crezut cu toată inima. Și-a trecut anul și pe degeaba. Nu ne-am supărat pe omul acela, că dacă a fost cineva care s-a rugat pentru noi un an, să știți că omul ăla s-a rugat să-i se împlinească prorocia. Dumnezeu ne-a trecut și pe aici să gustăm paharul acesta amar. Uh, Într-o zi, spun soției, sau ca să fac o, o, o paranteză, în perioada aceea de dinaintea vindecării noastre, a fost așa de complicat. Îmi spunea, Neru, avem binecuvântări de copii duminică. Te rog, nu te supăra, eu nu vin la adunare azi. Eu ce vă spun acum, este în inima multora, numai că oamenii nu vorbesc despre asta. Ne place să facem imaginea triumfalistă. A fost foarte dificil. Odată îmi zice, roagă-te tu. Și mai pocăit. <gătări> rugat. Ce să facem? Uh, în final, vindecarea pentru noi, eu de ce vă spun aceste lucruri? Vă spun aceste lucruri nu ca să vă dăm o temă de rugăciune. am spus situația asta cu și a zis, frate, noi ne rugăm și postim pentru tot Să fii sănătoși, Dumnezeu să vă ajute. Dar nu cu, nu cu obiectivul acesta spun. E o situație în dreptul cărora am, căreia am reținut că Dumnezeu nu vrea să facă o schimbare. Și nouă ne face bine să o acceptăm așa cum e. Am acceptat-o de mult. Odată îi spun la draga mea, să știi că dosarul nostru e tot acolo și Dumnezeu îl poate deschide când nu te gândești. Avram a avut 100 de ani și Sara 90. La care i-am zis râzând, auzi, vezi că tu nu ești Avram. Și eu nu sunt Sara și nici nu trebuie să se nască un vreun popor mesianic pe lume. Hai să ne vedem de ale noastre și să ne ducem în crucea. Așa ai cu minte, să faci față situațiilor vieții. În față ai două variante. Varianta copilăroasă în esența ei, deși pare pe interfață că este calea credinței, să te zbați, să te lupți să te tăvălești pe jos, să spui nu-i corect, să te compari cu altul, să insisti, să te întorci mereu, 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 să te zbați până, până la sfârșit. Și dacă faci așa, te întreb, ce o să rezolvi? Omul care nu-și accepte condiția va descoperi că jugul eului care nu accepte condiția este mult mai greu decât povara pe care a pus-o Dumnezeu peste el. Mult mai greu. Desigur că nu renunțăm la speranță. Dosarul e în prezența lui Dumnezeu. Oricând îl poate deschide. Dar de pe partea noastră văzută, acceptarea stării în care ne găsim ne face bine. Așa Dumnezeu ne scoate la loc larg și în locul amărăciunii, în locul frustrărilor, în locul autocompătimirii. Dumnezeu așează pacea pe care o dă credința și acceptarea că Dumnezeu, în providența lui, așa lucrează cel mai bine pentru noi. Vă așa să vă uitați la viață. Îndurând, insuportabilul. Te rogi lui Dumnezeu să facă o minune, dacă nu intervine minunea, te rogi de trei ori, apoi închizi dosarul și îl pui în prezența lui Dumnezeu, între timp îți cercetezi viața să vezi dacă nu e vreun păcat făcut de, fă, împotriva lui Dumnezeu. Te bizui pe providența lui Dumnezeu, accepti că sunt lucruri care nu se pot schimba și acum, în al șaselea rând, nu uita că încercările te maturizează. Încercările vieții sunt rânduite de Dumnezeu ca o școală și prin ele ne maturizăm. În Iacov, capitolul 1, versetul 2 la versetul 3, Iacov zicea, frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări. Această bucurie spre care suntem îndreptați să privim în încercări are în ea logica acestei înțelepciuni a lui Dumnezeu. Există în încercare o pedagogie. Numai cel care privește dincolo de imediatul insuportabilului poate să vadă această logică. Deocamdată e necaz, deocamdată presiunea este mare, dar există o logică mai înaltă. Există ceva ce nu știm încă și care trece dincolo de limita de cazului nostru. Cam așa a fost și la Iov. Și cam așa se întâmplă și în viețile noastre a celor care trăim acum. Deuteronom 32, versetul 11 și versetul 12, pune în fața noastră o imagine care ne face bine înțelegându-i rostul. Ca vulturul care scutură cuibul, zboară deasupra puilor, își întinde aripile, îi ia și îi poartă pe penele lui, așa că călăuzit Domnul singur pe poporul său și niciun alt Dumnezeu și nu era niciun Dumnezeu străin cu el. Ca vulturul care îscutură cuibul. Puteți să lăsați versetul acesta așa. Ca vulturul care scutură cuibul. Vă invit să facem împreună un exercițiu de imaginație. Plecând de la această metaforă pe care o vedem în acest verset. E vorba de un vultur care își așează cuibul undeva pe înălțimi, chipuiți-vă pe niște creste deasupra unor prăpăstii adânci, într-un loc inaccesibil oricărui prădător. Acolo, în cuib, își crește pui. Imaginați-vă că în cuib, crescând, puiul are la vreme tot ceea ce își dorește tatălui se îngrijește ca la vreme să fie tot ce are el nevoie. Dacă ar fi să descrii viața din cuib, ai putea o descrie cu cuvintele stabilitate, predictibilitate, bunăstare, liniște, totul e cum trebuie, confort, totul e cum trebuie, nu lipsește nimic. Până într-o zi, puiul s-a făcut acum destul de mare și așa mi-închipu eu cu un vulturul zburând, la un moment dat Puiul a zis, tati, parcă aș vrea și eu să zbor. Și tăticul s-a spus, așa e? A sosit vremea? Trebuie să zbori. Dar ce să fac să zbor? Simplu, trebuie să renunți la cuib. Dar n-aș putea învăța să zbor în cuib. Și după ce știu bine, 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 apoi să ies. Și nu se poate. Sunt lucruri pe care nu le poți învăța în viață în cuib. Nu se poate învăța. Se legând că prețul este mare, așa mi echipul eu cum pui, a zis tati, totuși n-aș risca. Uite, renunț, nu mai vreau să zbor. Prefer viața și liniștea din cuib. În ce mă privește, pentru mine nu mai există zbor. La care tai că să știe, nu, nu, copile, nu e cum vrei tu, e cum trebuie să fie. Nu e nici cum vrem noi, ci cum trebuie să fie. Vulturul își scutură cuib. Ipuiți-vă cum s-a gățat cu ghearele în marginea coibului și cum bate cu putere din aripi cu scopul de a da puiul afară din liniștea imediatului său, din confortul imediatului, din stabilitatea aceea. Toată ordinea urmează să fie destructurată și destrăbată și la aceasta lucrează cu tărie, cu fermitate, cu violență tăticul. ce l-a apucat pe să-l rog în mintea puiului nu l-am știut așa de când îl cunosc pe lume a fost de partea mea acum mi s-a pus împotrivă, ce are cu mine până aici dar să vezi când sub zdruncinăturile și scuturăturile cu putere cuibul destrămat puiul cade în hău și în timp ce cade într-o dezordine n-a zburat viața lui, nu știe ce e aia acum este într-un mediu pe care nu l-a experimentat niciodată. Cercați să mergeți în mintea lui. Cu siguranță că va zice, tăticul meu nu mai e cu mine. E împotriva mea. M-a părăsit. Ce mi se întâmplă, nu are niciun rost și nicio logică. Dar în timp ce puiul crede asta, vulturul zboară deasupra puiului îl are sub ochi și în atenție mai mult decât l-a avut vreodată. Zboară deasupra puilor. Ca asta face. Dă jos cu puiul, pui se duce în dezordine, cade, merge, nu știe încotro o ia, n-a zburat, nu știe să zboare, nu știe ce să facă cu aripile și ulturul se duce deasupra lui. Când e să se zdrobească căzut în stâns sau jos, intră așa frumos sub el, ridică, îl poartă pe aripile lui, îl ridică sus, sus, sus. Și așa mi imaginez cum de acolo, de unde nici nu se mai vede de jos, îi dă drumul. Iar o ia într-o dezordine și încă o dată și probabil că după o vreme, ostenit fiind, vulturul pune pe pui în cuib. Păi și așa a revenit un pic puiul, spune, asta ce-a fost? Și tăticul i-a spus, copile, asta a fost o lecție de zbor să dormi bine la noapte, că mâine dimineață mai vine una. Și nu mă las de tine până în veță zbori. Tati, îți promit, toată viața, niciodată, nu o să comentez, nu o să cârtez, nu o să pun întrebări, o să fiu mulțumit, dar nu o să nu mai fie asta. Fac legământ. Și câte nu ne rugăm noi, chipuiți-vă ce noapte și ce rugăciuni și ce stări și ce cereri ca să schimbe Dumnezeu mintea tăticului. Ca și cum nu s-ar fi rugat nimic. Mâine dimineață, tăticul s-a apucat de scuturat cuibul și cu el înapoi. Nu știm cât timp, de câte exerciții de zbor a fost nevoie până a prins ideea. Unii ne prinde mai iute, alții mai greu. E bine că în final ne prindem toți. Închipuiți-vă că de acum, simțind aerul sub aripi, a învățat să zboare. Să vezi cum se ridică, să geată, cum se aruncă, razan, cum merge, cum zboară, ce vigoarea, experiența. De acum el stăpânește creștele. Rememorând povestea din trecut și lui vine să râdă cât de naiv era când se ruga neștiind ce cere. Așa mi -im imaginez eu cum într-un apus de soare pe vârful creștelor, vulturul cel bătrân, lângă el s-a așezat și cel tânăr și cel tânăr a zis Tată, aș vrea să-ți mulțumesc pentru fiecare lecție de zbor și aș vrea să-ți mulțumesc pentru toate rugăciunile pe care le-am făcut și pe care nu mi le-ai ascultat. Îmi făceai așa de rău dacă te luai după mine. Îți mulțumesc că nu m-ai ascultat. Îți mulțumesc că ai făcut altfel decât mi-am dorit eu. Acum înțeleg de ce ai făcut cum ai făcut. Și îți mulțumesc frumos. Să știți, frații mei, că va veni ziua când trecuți dincolo de zona insuportabilului, cu lecțiile de zbor asumate, vom spune lui Dumnezeu, mulțumim frumos că ne-ai trecut pe acolo. Încercările maturizează. Încercările dau o greutate. E important în încheiere, stimați frați, să alegem să rămânem lui Dumnezeu fideli, indiferent de ce ne va cere să facem. Îndurând insuportabil, fă legământ cu Dumnezeu că îi vei fi fidel, îi vei fi credincios pe care a crucii orice s-ar întâmpla în viața ta. Unii dintre dumneavoastră sunteți prea tineri ca să pricepeți rostul mesajului din această seară. Să dea Dumnezeu să deveniți bătrâni, cât are sora Elena Mărdășan din biserica noastră, 102 ani. Și să nu fie nevoie să înțelegeți rostul acestui mesaj. Dar ce aduce ziua de mâine, nu știi. Imaginea triumfalistă e frumoasă în povești. În viață nu se potrivește. Nu se potrivește deloc. Și nu odată ni se întâmplă că pe lângă faptul că ne duce în cruce și avem necaz mai suntem luați și la întrebări de cei care habar n-au cum e să umble pe jos. Colo din vârful căruței, liniștiți de pe locul lor, dau porunci cum să umble pe jos cel de Dacă nu umbli pe jos, dacă nu știi cum e, e mai cu minte și cum se cade, să taci. Lasă-l pe om, dacă nu l poți ajuta să-și ducă singur crucea. Dacă îl poți ajuta, ajută-l. Dar dacă nu, lasă-l în pace. Și nu-i deloc înțelept când îl vezi pe unul umblând pe jos, tu să te lauzi cât de frumos este în căruță. <laughs> nu bine. Triunfalismul nu e sănătos. E important fiecare dintre noi să alegem să rămânem lui Dumnezeu fideli în condiția în care ne găsim. Amintiți-vă de Habacuc. El în rugăciunile sale către Dumnezeu, a cerut minunile lui Dumnezeu și și-a încheiat rugăciunile cu un cântec. A zis așa, 3, versetul 17. Chiar dacă smochinul nu va înflori, vița nu va da niciun rod, rodul măslinului va lipsi și câmpiile nu vor da hrană, oile vor piri din staule și nu, va mai fi, nu vor mai fi boi în grajduri eu tot mă voi bucura în Domnul, mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele. Să observați ce a zis acest om. Deci el face legământ că va fi lui Dumnezeu fidel, chiar dacă Dumnezeu nu îi va răspunde rugăciunilor. Și apoi zice așa, Domnul Dumnezeu este tăria mea. El îmi face picioarele cale cerbilor și mă face să merg pe înălțimile mele. Întrebarea mea este, care sunt înălțimile? Mă face să merg pe înălțimile mele. Care sunt înălțimile tale, Habacuc? Va zice cineva, înălțimile sunt intervențiile miraculoase așteptate de de, din partea lui Dumnezeu. Îngăduiți-mi să fiu de opinie diferite. Nu, acelea nu sunt înălțimile lui Habacuc, acelea sunt înălțimile lui Dumnezeu. Ține minte, miracolul care se întâmplă în viața ta nu e înălțimea ta, nu e slava ta, e slava lui Dumnezeu. Înălțimile mele, prin ele, prin aceste înălțimi, înțelegem tocmai această credincioșie sub cruce. Nu e lucru mare să te lauzi cu Dumnezeu când îți merge bine. E lucru mare să rămâi fidel lui Dumnezeu când se pare că toate sunt împotriva ta, chiar și Dumnezeu. Chiar dacă smochinul nu va înflori, Doamne, eu tot mă voi bucura în tine. Astea sunt înălțimile omului lui Dumnezeu. Această credincioșie necondiționată, această acceptare în credință a condiției, această rămânere lângă Dumnezeu, în ciuda, în ciuda absenței răspunsului. Și cred că spre această maturizare în credință, tindem toată viața. Zosima, unul dintre personajele lui Dobstoeschi, era bătrân, era pe moarte. Oma lui Dumnezeu, călugăr. Unul dintre bagiocoritorii vremii știut bine de el, s-a apropiat și a zis, părinte, dacă acum îți-aș dovedi cu argumente irezistibile că nu Iisus Hristos este adevărul, ci altcineva, ce-ai face? La care bătrânul a răspuns. Dacă mi-ai dovedi cu argumente irezistibile că nu Isus Hristos este adevărul, ci altcineva, altceva, atunci eu m-aș despărți de adevăr și aș rămâne cu Isus. Așa a răspuns -o. E legământ necondiționat. Starea asta l-a ținut în picioare pe Iov. Așa a rezistat. Culmea, punctul culminat al încercărilor sale a fost când soția i-a propus ieșirea, ieșirea compromisului. Balastă-mă pe Dumnezeu și mori. La care Iov i-a răspuns, draga mea, nu se cade să primim din mâna lui Dumnezeu răul, cum am primit și binele? El a folosit un cuvânt evreiesc, cuvântul kabad. Kabad înseamnă mai mult decât a primi. Adică prime și gata. ci a primi interiorizând că ce ți se întâmplă vine de la Dumnezeu. Cu alte cuvinte, eu spun așa, draga mea, tot ce a fost frumos și bun în viața noastră, am spus că este de la Dumnezeu. Când ni s-au născut copiii, nu ne-am luat lumea în cap zicând că suntem noi cineva. Ne-am uitat înspre Dumnezeu și cu modestie am zis, cabad, e de la Dumnezeu. Când ni s-au mulțit averile, când am devenit faimoși, când se ridicau în picioare demnitarii, bătrânii cetății, că treceam noi pe drum mai tineri ca ei, nu ne-am luat lumea în cap. Și din nou ne-am uitat înspre izvor și am zis, cabad, asta e tot de la Dumnezeu. Toată viața ne-am păstrat măsura și cumpătul și echilibru, înțelegând că la baza succesului și realizărilor și binecuvântărilor noastre se găsește bunătatea lui Dumnezeu. Cabad. Mulți oameni uită asta. Acum zice Iov, s-a întors foaia, i-au murit copiii, i s-au risipit averile. Ăia fără nume și bajocoritori ne pun în cântecele lor de bajocoră. Se înjur între ei și se blastămă cu numele nostru. Adică să ți se facă așa ca lui eu. Așa am ajuns, draga mea. Iată cum vom face față. Să zicem și de data aceasta, cabad. Adică exact din mâna din care ne-au venit toate binecuvântările, exact din aceeași mână. Și de aceeași inimă iubitoare a lui Dumnezeu ne vine și necazul. Asta l-a ținut în picioare. Eu sunt convins că în suferința creștinului nu este nicio urmă de blestem. Și dacă îngăduie Dumnezeu pe noi, peste noi, nu ele, cum scrie în evrei, dacă sunteți copii, avem parte de pedeapsa de care au toți copiii este mâna iubitoare a lui Dumnezeu care vrea să ne ducă mai aproape de sine. Nu nici o urmă de blestem. Îndurând insuportabil. Și nu uitați, nu uitați, dosarul e pe raft. Oricând Dumnezeu se poate duce la el să ne l deschidă. Și dacă va voi, o va face. Și dacă nu o va face, noi rămânem pe urmele lui slujindu-l cu credincioșie până la capăt. Amin. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Ați vrea să ne rugăm lui Dumnezeu să ne ajute? Poate că știți pe cineva care trece prin necaz și care trebuie susținut în rugăciune. Rugați-vă lui Dumnezeu pentru el. Rugați-vă lui Dumnezeu și pentru dumneavoastră. Ce poate să aducă ziua de mâine, nu știm. Să ne rugăm să țină Dumnezeu binele peste noi cât ține viața noastră. Și dacă va fi altfel, să ne ținem de Dumnezeu necondiționat. Dumnezeu să ne ajute.